Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, iată care sunt titlurile ediției. Veste bună, facturile la energie vor fi mai mici de luna viitoare. În 31 martie se oprește agentul termic în apartamente. După ce a pierdut banii la o casă de pariuri, un tânăr a hotărât să-și recupereze paguba prin furt de la aceeași casă de pariuri. Organizarea alegerilor parlamentare este în grafic. În 25 mai a fost ales și biroul electoral județean. În această după-amiază, argeșenii urmează să-și cunoască noul prefect, care va fi numit printr-o hotărâre de guvern în cadrul ședinței ce se desfășoară la această oră. Conform surselor din PSD, funcția de prefect urmează să fie ocupată de Mihai Oprescu, inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Argeș. La numai 34 de ani, Mihai Oprescu are un CV impresionant. Este director al ITM, cadru didactic universitar și om politic. Are 2 licențe, 3 masterate și o diplomă de doctor în drept constituțional și instituții politice. Are de asemenea și studii politice și diplomatice. Oprescu a fost pentru scurt timp și consilier local la primăria municipiului Pitești. Numirea sa oficială în funcția de prefect de Argeș ar urma să aibă loc joi, după publicarea ordinului de numire în Monitorul Oficial. 31 martie este ultima zi în care societatea Termocalor va mai furniza agent termic. Căldura va fi oprită având în vedere temperaturile ridicate din ultima perioadă, dar și cele care se anunță în luna aprilie. De altfel, foarte multe asociații de proprietari au solicitat în scris sau telefonic oprirea agentului termic. Temperaturile au crescut destul de mult în ultima perioadă, așa că nu se mai explică furnizarea agentului termic. De aceeași părere sunt și asociațiile de proprietari, dar și conducerea societății de termoficare. Așa că de la 1 aprilie nu vom mai avea căldură în apartamente. Am hotărât că începând de luni 31 martie, la ora 8 de dimineață, să asistăm furnizarea energiei termice pentru încălzire, bineînțeles să dăm în continuare apă caldă și de asemenea să facem citirile la toate blocurile, la toți clienții noștri, să facem citirile luni și marți, în așa fel încât pe factura lunii martie să fie prinsă absolut toată încălzirea. Deja sunt foarte multe asociații de proprietari care au cerut oprirea căldurii. În ultima perioadă foarte multe asociații au venit și au depus cereri și ne-au sunat și au spus că nu mai doresc încălzire peste luna aprilie, având în vedere că și luna martie este ultima lună în care se acordă ajutoare de încălzire de la stat și atunci oamenii au spus clar, dom'le, nu mai vrem de la 1 aprilie. Tot în această perioadă, societatea de termoficare a început să-și recupereze datoriile de la piteșteni. S-a trecut chiar la executări silite sau popriri pe salarii sau pensii. Cu fața acoperită și înarmat cu un cuțit de bucătărie, un bărbat din Argeș a jefuit o casă de pariuri. Pierduse la jocuri 2000 de lei și a mers să își recupereze banii. A fost filmat de camerele de supraveghere și recunoscut de casieră, așa că polițiștii l-au prins în doar câteva ore. Tânărul de 21 de ani a petrecut întreaga zi într-o casă de pariuri din Costești. A pariat, dar și-a încercat norocul și la jocuri. Soarta nu i-a surâs și a pierdut toți banii pe care i-avea în buzunar, așa că a pus la cale un plan de a-i recupera, unul demn de filmele de acțiune, să tâlhărească sala de pariuri. I-a trecut prin cap că ar putea fi recunoscut, așa că a mers acasă și și-a schimbat hainele. Cu fața acoperită cu o cagulă și un cuțit pe mânecă, bărbatul a așteptat la adăpostul întunericului să plece toți clienții casei de pariuri. A intrat apoi peste casieriță și și-a recuperat toți banii pe care îi pierduse de-a lungul zilei la jocuri. Colegele de la un magazin alăturat au adăpostit-o pe casierița atacată și au sunat la poliție. Între timp, tâlharul a dispărut. A amenințat-o cu un cuțit, un rom îmbrăcat, camuflat pe față, dar nu știu problema care este. Era singură, săracă. Nu știu, nu cunosc. Dar a fugit să fure ceva? Am înțeles că 25 de milioane am înțeles, dar nu știu sigur ce s-a întâmplat. Dar la ora închiderii a intrat peste ea? Cred că da. Chiar dacă își schimbase hainele și avea fața acoperită, bărbatul a fost recunoscut de casieriță. Polițiștii au vizionat și înregistrările de pe camerele de supraveghere și așa au ajuns la un bărbat din zonă. L-au reținut imediat pentru 24 de ore, mai ales că și-a recunoscut fapta. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au stabilit faptul că bărbatul, mascat fiind, și a amenințat-o cu un cuțit pe angajata societății și a sustras o sumă de bani dintr-un sertar, după care a fugit. La scurt timp, polițiștii l-au identificat pe acesta pe raza orașului Costești, iar în acest moment se află la parchetul de pe lângă judecătoria Costești cu propunere de arestare preventivă. Mai trecuse pe la poliție tânărul după ce, minor fiind, s-a urcat la volan. Lezne de înțeles că nici nu se punea problema să aibă permis de conducere. Acum polițiștii au cerut să fie arestat preventiv. Este acuzat de tâlhărie și pedeapsa prevăzută de noul cod penal este de la 3 la 10 ani de închisoare.
Pelerini din toate colțurile țării au venit de bună vestire la Mănăstirea Cotmeana pentru a participa la slujbă. Lăcașul Sfânt a devenit neîncăpător pentru enoria și veniți în număr mare. La sfârșitul slujbei, prelații au împărțit 500 de pești, 4000 de sarmale, cozonac, colivă și vin. Deși s-au așezat la coadă, în cele din urmă oamenii și-au cam pierdut răbdarea, iar de teamă că nu vor mai primi bucatele, au început să se înghesuie și spiritele, evident, s-au încins. Până la urmă, însă, fiecare persoană a primit câte o porție și un păhărel de vin. În fiecare an, Mănăstirea Cotmeana este loc de pelerinaj de bună vestire. Oamenii străbat sute de kilometri pentru a asista la slujbă, oficiată de Arhiepiscopul Argeșului și Muștelului în Alprea Sfinția Sa Calinic. Și anul acesta, biserica a fost arhiplină, iar oamenii s-au rugat pentru sănătatea lor și a familiilor lor. Același Duh Sfânt care a coborât asupra Sfintei Fecioare Maria, a coborât dintr-un începutul, de când Duhul lui Dumnezeu se plana, se afla deasupra firii, dintr-un început. La finalul slujbei, preoții au pregătit pentru pelerin pește, sarmale, cozonac, colivă și vin. Dacă la început oamenii au așteptat liniștiți să li se împartă bucatele, la un moment dat s-au temut că nu mai apucă și au început să se împingă. Nu stați aici, vă rog frumos. Vă rog frumos, să stați aici liber, că așa se bagă tot. Da, să știți că e foarte bună. Ați stat la coadă, am văzut că v-ați cam supărat. Am stat la coadă, m-am supărat, că pur și simplu eu sunt bolnav, am avut foarte multe probleme, necazuri, sunt bătrân, nu puteam să stau la coadă și mă îmbrânceau vorba aia ca să... Dar până la urmă ați reușit să... Am reușit. Le-am pregătit la credincios sarmale, pește, chiftele, cozonac și vin. Și vin. Rând pe rând, pelerinii și-au luat câte o porție și-au căutat un loc unde să mănânce liniștiți, mai ales că unii au venit de la sute de kilometri distanță. De unde ați venit? De departe, de la Sibiu. Și ați venit special aici la Mănăstirea Cotmeana? Da, am participat și la maslul de dimineață și la slujba care a avut loc acum. Dar de unde veniți? Din Maramureș. Tocmai de acolo ați venit special să participați la slujba aici la Cotmeana? Da, am venit prin pelerinaj. În fiecare an veniți? Da, aproape. Și de ce veniți aici la noi în Argeș? Pentru că ne place și pentru că părintele este de al nostru, din zona noastră. Spuneați dumneavoastră că e foarte frumos aici. Da, da, e foarte frumos. Da, da, în toate. De la Maramureș? Tot, că toți suntem în grup. Și ați străbătut atâția kilometri? Bă, da, foarte bine, dar nici nu ne simțim obosiți. Foarte, mâncați cu poftă acum. Foarte cu poftă, că mâncări care la noi nu se tare fac, mai ales coliva la noi nu se face, dar e foarte bună. În tradiție se spune că cine mănâncă pește de bună vestire o să fie sănătos tot anul, așa că pe lângă mulțumirea sufletească a participării la această slujbă emoționantă, credincioșii s-au bucurat că li s-a împărțit pește. În Argeș, organizarea alegerilor europarlamentare este în grafic. Până acum a fost asigurat și dotat sediul Biroului Electoral Județean Argeș, care va funcționa la parterul Palatului Administrativ. De asemenea, miercuri la sediul Tribunalului Argeș a avut loc tragerea la sorți pentru desemnarea președintelui Biroului Electoral Județean și a celor doi locțiitori ai acestuia. Pentru funcția de președinte al Biroului Electoral Județean Argeș s-au înscris trei judecători de la Tribunalul Argeș. Desemnarea a avut loc prin tragere la sorți în ședință publică. Primul bilet. Președinte Năstase Gabriela Diana. Al doilea, locțiitor Papa Ianopol Magdalena. Și membru doamna Vârgă Mariana. O să chem un proces verbal în acest sens, care ține loc de act de investitură. Biroul Electoral Județean va funcționa în această structură imediat după încheierea procesului verbal de investitură și până la data de 28 mai cel puțin.
A fost ziua poliției române, sărbătorită cu mare fast și la Pitești. Sute de polițiști au defilat într-o paradă în centrul orașului, arătându-și tehnica de lucru. Foarte mulți piteșteni au fost încântați de defilarea polițiștilor, dar atracția principală au fost ofițerii de la trupele speciale. În fiecare an, pe 25 martie, polițiștii români își serbează ziua. Au loc avansări în grad, polițiștii care au dat dovadă de merite deosebite sunt recompensați, iar cetățenii se bucură de spectacolul făcut de oamenii legii la parada care încheie aceste manifestări. Așa s-a întâmplat și marți, când zeci de echipaje și sute de polițiști conduși de fanfară au luat cu asalt piața Vasile Milea. Piteștenii au savurat momentul și au trecut la poze. O parte din colegii noștri care au avut rezultate deosebite au fost recompensați, alții avansați înainte de expirarea termenului minim, de avansare în grad, alții la termen. Timp de câteva ore, polițiștii au rămas în centrul orașului, au făcut poze și le-au arătat copiilor și nu numai mașinile de poliție și tehnica din dotare. Valentin Sinescu, antrenorul echipei SCM Argeșul Pitești, este de părere că lupta pentru promovare este departe de a fi încheiată. Mai sunt destule etape și se poate reveni, este convins tehnicianul piteștenilor. SCM Argeșul Pitești a pierdut o bătălie cu Fortuna Poiana Câmpina, dar nu și războiul, este de părere antrenorul Valentin Sinescu. Mai sunt destule etape și putem realiza punctele necesare pentru a atinge obiectivul, a mai spus acesta. Mi-am datoria, dar să mă lupt, atâta timp cât mai am în joc 36 de puncte, nu, să mă lupt. Acum, eu v-am spus dumneavoastră că mi-am avut plăcerea să vă cunosc, că nu vin și nu pot oferi garanții și că fără sprijin nu pot să fac nimic. Da. Voi face tot ce depinde de mine, asta e cert. Repet, indiferent de perspectivă, sunt mulțumit de oamenii pe care i-am cunoscut aici. Am colaborat foarte bine și mă mulțumește acest fapt, cred că și ei au o părere bună despre mine. Piteștenii nu vor evolua în etapa programată vineri, echipa Civitas Făgăraș desființându-se. Achizițiile foarte bune ale celor de la BCMU Pitești își spun cuvântul în evoluția echipei din acest sezon. La ultimul meci disputat și câștigat a fost rândul lui Edi Sinadinovici să fie cel mai bun. 22 de puncte în 30 de minute a marcat sârbul piteștenilor. BCMU Pitești confirmă faptul că a reușit achiziții foarte bune pentru acest sezon. Una dintre acestea este cea a lui Edi Sinadinovici. La ultimul duel din campionat, sârbul a fost cel mai bun om al piteștenilor. Sinadinovici a jucat 30 de minute și a reușit 22 de puncte. Am jucat foarte bine în acest meci cu toții, iar acest lucru s-a văzut în rezultatul final. Mă bucur că am reușit să ajut echipa prin evoluția mea. Până la urmă, asta nu este datoria. Acum, după victoria din jocul cu SCMU Craiova și înainte de ultimele trei jocuri din campionat cu Media, Timba și Chiajna, Sinadinovici consideră că totul depinde doar de BCMU. Sârbul vrea un loc cât mai bun alături de echipă la intrarea în play-off. Dacă vom învinge în următoarele trei meciuri, va fi foarte bine pentru noi. Depindem de jocurile noastre și ne putem asigura locul 6 pentru intrarea în play-off. Ar fi ceva minunat pentru toată lumea de aici. Noul președinte al Federației Române de Natație, Amelia Potec, a rămas impresionată de numărul de notători prezenți la Campionatul Național de Poliatlon. Secția de not de la CSM Pitești a prins podiumul, piteștenii obținând 7 medalii și un total de 27 de puncte. La întrecere au participat zeci de cluburi și sute de sportivi din întreaga țară. Secția de profil de la CSM Pitești a reușit să obțină la final de concurs un număr de 7 medalii. Remarcată de piteșteni a fost sportiva Andreea Chița. Aceasta s-a impus în probele de 50 și 100 de metri liber, respectiv 50 de metri spate și fluture. În competiție, piteștenii au mai obținut 2 locuri 2 prin ștafetele de 4 ori 100 metri liber și 4 ori 100 metri mixt băieți, dar și un loc 3 prin aceeași ștafetă de mixt băieți. Așa cum observați, pentru noi acest campionat este foarte important.
pentru că toți sportivii știți foarte bine regulamentul, trebuie să note toate probele și toate procedeele. Și atunci, într-un fel, îi forțăm să învețe toate procedeele și să țină toate cursele la nivelul de competiție. Cele 7 medalii au dus secția de profil de la CSM Pitești pe locul 3 la finalul naționalului, cu 27 de puncte. Piteștenii fiind devansați de echipele celor de la Aqua Team București, care a avut 42 de puncte, respectiv de echipa liceului Emil Racoviță, care a avut 36 de puncte. Următoarele 24 de ore, vremea va continua să fie caldă în județul Argeș. Atât la noapte, cât și în cursul zilei de mâine, cerul va fi parțial noros, vântul nu va depăși pragul de moderat, iar presiunea atmosferică va avea tendințe de ușoară și treptată creștere. Valorile termice minime la nivelul județului vor fi cuprinse în general între 3 și 5 grade Celsius, iar maximele vor varia în intervalul 14-16 grade Celsius. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!